Tatăl este părinte tocmai pentru că știe, poate și se dăruiește necontenit, nemăsurat, neschimbat, egal și total copilor săi. Viața ca dar și dăruire Dacă Dumnezeu se descoperă cel mai adânc și esențial sub chipul părintelui care iubește îmbrățișând, necondiționat și neschimbat, acest lucru îl revelează drept cel care dăruiește și se dăruiește permanent. Modul său de ființare este tocmai dăruirea, mai întâi de sine și apoi în din cele ale sale. Darul este conținutul vieții, iar dăruirea este forma, dar și sursa continuității vieții. Dumnezeu trăime, structura supremei iubiri, reflectă tocmai această dăruire continuă. Tatăl se dăruiește născându-l pe fiul și purcerzându-l pe Duhul, fiul se dăruiește descoperindu-l pe tatăl și trimițându-l pe Duhul în lume, iar Duhul se dăruiește mărturisindu-l pe tatăl și confirmându-l pe fiul, în unitate de dragoste și comuniune perfectă. Tatăl risipitor din parabolă ne dezvăluie câte ceva despre modul de ființare a lui Dumnezeu atât cât este accesibil omului, ca dar și dăruire. Darul exprimă ființa, viața, Tatălui Evanghelic, pe care o împărtășește cu nemăsurată generozitate copilor săi, iar dăruirea este modul în care se realizează această părtășie. Darul este incomplet fără de dăruire, la fel cum incompletă este teologia ființei fără de energii lucrare. Dăruirea este însușirea esențială care îl revelează pe om ca de altfel pe Dumnezeu ca persoană, persoane, însemnând comunicare, părtășie, relație, mișcare și până la urmă viață. Tatăl este părinte tocmai pentru că știe, poate și se dăruiește necontenit, nemăsurat, neschimbat, egal și total copilor săi. Face acest lucru chiar și înainte de a naște și continuă născându-și copiii și renăscându-i mereu. Prin această necontenită naștere, el este rămâne și devine tot mai părinte. În clipa în care ar renunța să se mai dăruiască, ar înceta să mai fie părinte. De aceea, parabola în discuție ne prezintă pe tatăl evanghelic drept un personaj care naște permanent. Este dispus să renască în orice clipă și pentru care ocupația permanentă este tocmai dorința de a naște, chemând la viață, dăruind viață și sporind-o din belșug. Întreaga povestire îl are în centru pe acest personaj referențial, de unde vine tot binele și toată darea cea bună, după chipul Părintelui Luminilor, Iacov, capitolul 1, versetul 17, pe tatăl celor doi copii. Această dăruire, această ofertă de viață pentru copiii săi, începe dinainte de a-i naște. El este mai întâi disponibil și bucuros de a împărtăși și apoi se arată viața transmisă către și întrupată în copiii săi. Aceștia nu sunt un accident, ci o făptuire a dragostei la plinirea vremii, după ce părintele este pregătit să dăruiască. Darul devine personal în viața copiilor prin dăruire. Aici părintele se dăruiește și dăruiește, oferă viața, ofrindu-se pe sine și niciodată nu se va mai lua înapoi. Darul, odată oferit, nu se mai cere înapoi. De aici și libertatea și pacea pe care le dovedește tatăl evanghelic. Dragostea acoperă toate, riscă, nu se teme, lucrează, se face tuturor toate, are răbdare, crede, speră și rezistă. Ea este singura, mai puternică, chiar și decât moartea. Dar și pe parcursul vieții, necontenit, acesta se dăruiește fără să ezite, fără să negocieze, fără să regrete și fără să renunțe. Înțelegem acest lucru din atitudinea pe care o are în fața pretenției nelegitime a fiului cel mic de a-i oferi partea ce îi se cuvine din avuție. Nu reacționează, nu cere explicații, nu acuză și nu judecă, pentru că el este deja obișnuit să ofere și să se dăruiască. Iubind, face ceea ce îi se cere. Termenii grecești utilizați în acest dialog ne ajută în argumentarea de până acum. Este aici singurul loc din Evanghelie unde autorul folosește vocabula teologico-filozofică. Ousia, substanția, Luca capitolul 15, versetele 12 și 13, utilizat în dogmatică pentru a desemna ființa, deși textul propriu-zis ne îndreaptă către cea de-a doua semnificație a termenului, bunuri disponibile, disponibilități prezente, totuși, felul în care se întâmplă această transmitere ne conduce la modul de existență al dăruitorului însuși. El este cel care dăruiește aceste bunuri, și odată cu ele se dăruiește, acestea fiind ale lui și totodată purtând pe lui. Dăruiește, to epivalon meros tes ousias, partea de avere ce îi mi se cuvine, dar și o usia, ființa sa proprie, așa cum a făcut-o nescând și, de atunci încolo, neîntrerupt. Darul vieții se împărtășește prin dăruire de sine. Și deodată cu aceasta și a celor disponibile și necesare, dar și la dispoziție. Acest ultim aspect face din partea de avere un bun comun, o usia comună, care aparține deopotrivă celor doi, tatălui și copilului. Tatăl știe să ofere averea doar ca dar, pentru că darul este forma proprie de manifestarea dragostei, dar respectă criteriile impuse de fiul său. Acesta o dorește numai pentru sine, ca posesiune. De altfel, fiul cel mic se și bucura de averea tatălui chiar și înainte de a o primi, ca fiu de părinte ce era. Acum, fiul cel mic se transformă în moștenitor al unui tată de care se dezice în momentul primirii avuției, pentru ca nu cumva să o simtă ca pe o favoare, poate chiar pe o obligație sau ca pe o datorie. Se dorea liber de orice constrângere. Râvnea partea sa de avere, în afara darului, în afara oricărei legături, fie ea și de sânge. Își dorea avuția și chiar ființa lui, cele două accepțiuni ale termenului Ousia, fără de tatăl său, neînțelegând că ființarea lui depinde de tatăl său. El este rezultatul dăruirii de sine a tatălui și, de aici, însăși calitatea de fiu îi era determinată de relația de dragoste cu acesta. Nu pot să fii... Fiu, fără să ai un tată. Poți încerca, dar acest lucru înseamnă să-ți risipești viața. Poți risipi din dragoste, dar poți risipi și împrăștiind, fără vreo noimă sau direcție. Risipirea fundamentală se întâmpla prin transformarea bunurilor din dar în posesiune. Fiul cel mic nu putea acum să înțeleagă forma și puterea dragostei părintului său. Pentru un neinițiat, dragostea părintească poate să se arate ca o povară. De toate acestea simțea nevoia să se elibereze, îndreptându-se către o țară îndepărtată, un spațiu necunoscut, nedeterminat, ambigu, neîmpiedicat și nestânjenit să se risipească. Isa urâde a mai fi fiu în casa tatălui său și s-a orientat către o identitate nouă în afara filialității lui. Bunurile primite, transformate în bani lichizi, I-au devenit posesiune. Darul patern a căpătat conotații economice și s-a supus efemerului, riscurilor și pierderii. Deodată, cu pierderea bunurilor, se întâmplă și risipirea de sine, prin abandonul referinței originare, tatăl și casa printească. Cei doi aveau o înțelegere diferită asupra vieții și a beneficiilor care o însoțesc. Însă, nici fiul cel mare nu era departe de aceeași înțelegere. Nici în cazul său darul nu făcea parte din viziunea sa asupra vieții, ci se bucura de bunuri ca și o concesiune, în așteptarea unei posesiuni de pline. Îi reproșează tatălui, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie, niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar tatăl îi răspunde, Fiule, tu totdeauna ești cu mine, și toate ale mele ale tale sunt. Luca, capitolul 15, versetele 29 și 31. De fapt, în cazul amândurora, averea părintelui lor era la îndemână dintotdeauna. Puteau să se bucure de ea și să o lucreze ca și când era lor. Le era dăruită deja, în paradigma dar, dăruitor, dar primitor de-a lungul unui circuit permanent și dinamic care îi așeza într-o relație de părinție și filiație. Dar ei și-o doreau să fie numai a lor, fără să îl mai implice pe bătrânul lor tată. Averea, fără să fie privită, primită sub forma darului, devine un idol, care îi face pe copii una cu ea și îi risipește în cele ale lumii. În schimb, asimilată pe linia a relației dar dăruitor primitor, devine topos al reîntoarcerii permanente în casa părintului și mijloc, prin care sunt asumați și reintegrați în părinția originară, de data aceasta în varianta finală a bucuriei esatologice. Toți suntem chemați să ne bucurăm acum că cel mort, cel fără părinte, are șansa învierii, iar cel pierdut, fără casă părintească, este aflat. Și fiul cel mic, dar și cel mare aveau nevoie de această reintegrare în relația cu părintele lor și de reprimire în casă. Poți să te simți străin departe de casă, dar poți să te simți așișderea stând în casă. Totul depinde de intensitatea participării. Finalul parabolei este deschis. Paradigma dar-dăruire revelează și anticipă experiența esatologică, ceea ce este al meu este și al tău, în vreme ce ceea ce este doar al meu piere. În această înțelegere nimic nu se pierde, nimic nu se micșorează, nimic nu se risipește, ci totul intră într-un circuit care exprimă viața ca dragoste, ca dar, ca părtășie. Darul oferit cu mărinimie, care culminează cu dăruirea de sine, ne deschide, ne eliberează de frici și ne obișnuiește cu bucuria a raiului. În schimb, darul nedăruit ne însingurează, ne închide, ne înficoșează și ne obișnuiește cu tristețea iadului. Suntem invitați să intrăm în această logică a cerului, a darului și dăruirii, singura șansă de a înțelege viața, dar și de a pătrunde moartea. Logica dăruirii ne așează în cele dintr-un început, ne descoperă întru cele ce am fost făcuți și ne deschide întru cele ce vom fi. Eu m-am născut să dărui, să mă dărui, oricând și cui, să mă clădesc arzând, să mă izbesc și să mă nărui, să aduc în casă zarea, să înalți pământul în cer, să dau și niciodată înapoi să nu mai cer, căci m-am născut să dărui, să mă dărui, oricând și cui, să-mi fac o sfântă lege din risipă, să mă clădesc cântând cu fiecare clipă, cu fiecare clipă să mănărui.